Bună seara și bun găsit la Pulsul Zilei. Discutăm astăzi despre un proiect, mai precis proiectul Open Mirrors, în o acțiune a Asociației Educatio. Și o avem alături de noi pe doamna Cristina Șerb. Bună seara! Bună seara! Și o să discutăm acum, în introducere, despre ce înseamnă exact Asociația Educatio, despre ce fel de proiecte desfășoară, ca să avem o bază de discuție. Mai apoi să trecem la acest proiect din cadrul programului Erasmus, care se desfășoară aici, în Arad. Bun, despre Asociația Educatio am auzit de câțiva ani încoace, știm de Teamfest, știm de voluntari, dar mai precis cu ce se ocupă Asociația Educatio? Asociația Educație a fost înființată în anul 2009 de niște tineri care au dorit să ajute semenilor, tinerii din Arad și nu numai. Prin această asociație s-au derulat o mulțime de proiecte locale și mai nou și proiecte internaționale ca și cel despre care vom discuta astăzi, care au scopul de a dezvolta creativitatea tinerilor, de a implica în activități extracurriculare, de a le da posibilitatea să participe în diverse proiecte și de a ajuta să-și găsească, să spun așa, sau să-și clădească primii pași spre o carieră. Da, care sunt principalele paliere de activitate din cadrul asociației? Munca cu tinerii, bineînțeles, da. Dar pe ce fel de domenii de activitate? Păi aici noi avem niște proiecte locale și proiecte internaționale, după cum am spus. Proiectele locale sunt în principal pe tineret și cultură. Deci sunt proiecte care au rolul de a implica pe tineri în activități sportive, culturale, de tineret, orice pentru a le dezvolta abilitățile, să zic așa, și diferite competențe. Cum sunt relațiile dintre Asociația Educatio și eventual instituțiile statului sau alte ONG-uri care activează în aceste domenii? Din fericire, relațiile sunt foarte bune, adică beneficiem de suportul și implicarea altor asociații, precum și a instituțiilor. Colaborăm cu diferite școli, tinerii sunt de asemenea implicați în tot ce înseamnă voluntariat, încep să prindă ideea că este un lucru folositor și avem feedback pozitiv din partea societății, să spun așa. Deci vă întreb pentru că de multe ori se spune că ONG-urile trebuie să vină să complementeze servicii pe care statul nu poate să le rezolve. Da. Mă refer aici la o serie de instituții care probabil că apelează la dumneavoastră. Cu cine colaborați, pe ce paliere și cum reușiți să îi ajutați în activitățile lor? Colaborăm în principal cu Centrul Municipal de Cultură, cu ei avem majoritatea proiectelor. Colaborăm cu diferite licee, după cum am spus, școli, cu Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară. Asta depinde foarte mult și proiectele pe care le avem. Deci există un parteneriat cu instituțiile din Arad. La ce nu se descurcă ei? Sau la ce reușiți dumneavoastră să îi ajutați prin activitățile propuse sau prin cele complementare sau să îi ajutați? Da, păi eu zic că există un deficit de persoane care să se implice în activități. De exemplu, sunt anumite instituții unde o mână de ajutor este totdeauna binevenită, iar voluntarii sunt cei care merg acolo și fac munca propriu-zise, să spun așa. De exemplu, cu bătrâni sau cu elevi. Deci se implică în comunitate, în duc o mână de ajutor, să spun așa. De ce ar alege cineva în zilele noastre să devină voluntar? De ce este bine să fim voluntari? Există, un interes al angajatorilor mai târziu să aducă spre ei oameni care au îndeplinit stagii de voluntariat sau încă nu se ia în considerare? Eu spun că începe să se ia în considerare. Sunt firme care pun accentul pe diferite activități de voluntariat, tocmai pentru că în acestea se dezvoltă, după cum am spus, anumite competențe. Tinerii învață să intre în contact cu diferite persoane, poate mai sus din punct de vedere social, să spun așa, care în mod normal, la care în mod normal nu ar avea acces. Învață să comunice, să se implice, să-și planifice munca, să lucreze în echipă. Asta este foarte important. Învață primii pași. Noi avem și echipe de management care sunt formate tot din voluntari, iar acolo învață cum se aplică un proiect, cum se implementează, ce documente trebuie completate, contracte și așa mai departe. Lucruri pe care la școală, să spunem așa, nu avem posibilitatea să le învățăm decât implicându-ne în astfel de acțiuni. Așadar, toți cei care sunt interesați sunt bineveniți să devină voluntari. Da, desigur. Dar
Trecem acum la beneficiari, la tinerii arădeni, pentru că lor vă adresați. Da. Ei sunt targetul, să spunem așa. Care este profilul tânărului arădean? Există foarte multe șabloane, tipare, îi catalogează lumea ca fiind, eu știu, axați pe ce înseamnă tabletă, calculator și timp liber în spații închise. Dar cum sunt ei, de fapt? Spargem această statistică sau spunem altceva? Sau într-adevăr există o problemă și care se poate rezolva prin activitățile dumneavoastră? Cu siguranță că această problemă există, dar se poate rezolva. Depinde foarte mult și de, să zic, cât de cunoscute se fac aceste activități. Eu, de exemplu, când am fost în facultate sau în liceu, mai bine spus, nu știam că am posibilitatea să fac voluntariat. Noi, prin aceste proiecte, încercăm să facem și să le promovăm, să spun așa, adică să le facem vizibile în oraș, încât tinerii să știe că pot să apeleze la noi, că se pot implica în astfel de proiecte, deci cred că asta ar fi un lucru foarte important, să știe că ele există. Pe de altă parte, este important felul în care părinții și profesorii știu să influențeze, să participe la astfel de activități și să-i susțină. Apropo, ce fel de aliați sunt părinții și profesorii în această schemă? Pentru că de la părinți pornește educația, pornesc primii pași în viață, este o perioadă decisivă în care se formează caracterul unui copil. Mai apoi vine școala și îl formează în continuare. Cum stăm noi, dacă ne comparăm cu alte țări? Și mă gândesc că aveți experiență din străinătate cu care să puteți să faceți această comparație. Da. Profesorii se implică destul de mult și se implică în mod pozitiv, pentru că colaborăm cu ei și ei sunt cei care îi împing pe elevi să participe la activitățile noastre. Sunt și părinți care se implică, dar, din păcate, sunt părinți care sunt reticenți la astfel de provocări, să spun așa, pentru că ele necesită un program prelungit în care, câteodată, în care elevul să se implice în activități. De exemplu, avem proiecte care sunt 3 săptămâni, în care zilnic elevul trebuie să fie prezent la activitățile noastre. Și sunt părinți care au reticențe din punctul acesta de vedere. Poate nici nu înțeleg beneficiile unui astfel de program, pentru că multe programe au activități tip jocuri și atunci lor li se pare posibil o pierdere de timp. Dar încet, încet încercăm să-i sensibilizăm și pe ei și să înțeleagă, vorbim și personal cu părinții dacă este nevoie, să-i facem să înțeleagă că au un mare beneficiu aceste proiecte. Care sunt problemele cu care se confruntă familia în România? Pentru că aici există câteva trăsături specifice. Foarte mulți părinți lucrează în străinătate. Da, da. Alți părinți spun că aceste investiții în personalitatea cuiva sunt pierdere de vreme pentru că nu văd un rezultat concret la final. Cum stăm noi, atât din punct de vedere al flexibilității părinților, cât și a setului de probleme specifice societății în care trăim? Unde suntem noi acum la nivel european? Eu cred că suntem într-un moment de tranziție, să-i spun așa. Adică părinții nu mai sunt atât de închiși cu privire la aceste aspecte cum cred eu că erau acum câțiva ani. Dar totuși încă nu acceptă în totalitate că pe lângă școală trebuie să luăm în considerare și alte aspecte care trebuie să le dezvolte un elev. Când începi să lucrezi, ca exemplu, vezi că ceea ce ai învățat te ajută într-o oarecare măsură. Comunicarea, socializarea și alte lucruri sunt mai importante câteodată, pentru că aia este viața reală, să spun așa. Și deja tinerii, când încep să dea de primul loc de muncă, își dau seama de acest lucru. Comunicare și socializare, cuvinte cheie care ne duc cu gândul la mediul virtual, pentru că comunicarea și socializarea se întâmplă acolo. Se întâmplă, Facebook, da. Există oportunități pe care ei le folosesc și nu mai ies din casă. Ce facem cu aspectul acesta? Trebuie să încurajăm. Sunt, din păcate, tineri care stau prost, să zic, la stima de sine datorită acestor mass media în general. Adică vedem tipare de femei perfecte, de bărbați perfecți care știu să vorbească, care arată într-un anume fel și atunci clar că tinerii își pun o anumită mască și preferă să stea de cealaltă parte a ecranului decât să se întâlnească față în față cu prieteni sau e mult mai accesibil. Dar trebuie să capete încredere în ei, să fie încurajat și să participe la ceea ce înseamnă viața reală, să spun așa, în activități, în proiecte, sunt o mulțime de posibilități. Toate astea pot veni, eu știu, să fie complementate cu anumite forme de terapie sau de consiliere. Bineînțeles, ceea ce se face deja în școli, cum trebuie să se lege acestea?
cât de multe trebuie să știe, de exemplu, un consilier în școală, un consilier personal sau da, știu, cum un consilier zice, școlar. Despre activitățile extracurriculare, cum se pot lega acestea în așa fel încât să fie un jucător atât familia, cât și sistemul educațional, cât și copilul, beneficiarul în timpul lui liber. Cum se leagă acestea? Pe aici ar trebui să existe o comunicare, în primul rând, între acești piloni importanți în viața copilului, părinții, profesorii și eventual un psiholog care se ocupă de copil. De aceea ar trebui ca părinții să fie periodic chemați la școală, să existe o comunicare între cei trei și să se găsească soluții acolo unde există anumite probleme. În afara țării eu am văzut că există acest lucru și se vede diferența. Noi, pe lângă, să zic așa, inteligența cognitivă, IQ-ul, avem și EQ, care înseamnă inteligența emoțională. Ei, asta se dezvoltă cu astfel de proiecte, ca exemplu, cu interacțiunea dintre oameni, cu implicarea în tot felul de activități. În primul rând, trebuie să ne implicăm ca și voluntari, înainte să așteptăm să fim recompensați pentru ceea ce facem. Și apropo de implicare, apropo de proiect, ajungem la tema discuției noastre de astăzi, mai precis, proiectul Open Mirrors, care face parte din programul Erasmus și care se desfășoară în cadrul Asociației Educatio la Arad. Câteva repere și mai apoi să discutăm despre acest proiect. Da. Proiectul, după cum ai spus și tu, face parte din programul Erasmus. Programul Erasmus este finanțat de Uniunea Europeană și are o grijă pentru educație, formare, tineret și sport. Deci, în cadrul proiectului se află astfel de activități. Noi, în cadrul proiectului Open Mirrors, avem 8 voluntari veniți din 4 țări, Spania, Danemarca, Polonia și Turcia. 2 din fiecare țară, care vor sta în Arad timp de 9 luni. În această perioadă ei vor desfășura diferite activități cu Liceul de Artă Sabin Drăgoi, cu Dimitrie Țichindeal și cu Liceul Economic. Aceste activități se vor desfășura la Centrul de Reabilitare Socioprofesională Creativ, la Complexul Social Intercultural Curcubeul, Căminul Social din Arad și Centrul de Îngrijire pentru Vârstnici din Arad. Care vor fi activitățile desfășurate de acești tineri voluntari? Ei vor desfășura diferite activități sportive la aceste centre la care am spus. Vom dori să implicăm și elevii din liceele menționate în activități, astfel încât să existe o înfrățire între liceu și instituție, să spunem așa. Deci asta există pe termen lung, chiar după ce, să zicem, voluntarii se întorc în țările lor. Vor prezenta ceea ce înseamnă Erasmus. Ei realizează pentru fiecare activitate pe care o au materiale de promovare. Ei se ocupă în totalitate de broșuri, pliante, afișe, prin care doresc să implice și pe alți tineri în astfel de proiecte și să se facă cunoscut acest program. Vor fi și niște cursuri de limbă străină. Ei vor învăța pentru oricine dorește să participe la aceste cursuri. Deci programe sportive de acest fel. Vorbim acum despre importanța, nu știu, acestor experiențe, pentru că acestea se întâmplă în timpul facultății. Da. Cum influențează devenirea unui om, nu știu, un stagiu de voluntariat într-o țară străină? Vorbim acum cu un om care are experiență în domeniu. Da. Și de ce este important să participe cineva la un stagiu de genul acesta? Cu ce se alege voluntarul? Păi, pe lângă Youth Pass-ul pe care îl primesc fiecare dintre participanți, acesta este un certificat care atestă abilitățile și competențele primite, să zic așa, în cadrul celor lunilor petrecute în altă țară, este foarte important să știi să te adaptezi unei culturi noi, unor obiceiuri, să stai departe de familie, să te descurci cu o sumă de bani pe care o primești, nu știu, săptămânal sau lunar, să te obișnuiești cu modul de lucru a persoanelor din altă țară. Eu, de exemplu, am fost în Germania, unde am lucrat, să spun așa, timp de 3 săptămâni la un centru. Am lucrat după regulile lor, după regulamentul lor intern. Am încercat să mă adaptez modului lor de, nu știu, punctualității lor, ca exemplu. Este destul de complicat când este o limbă străină pe care nu o cunoști. Și toate astea te dezvoltă ca și om. Dacă faci o paralelă, știu că nu e foarte greu să criticăm țara în care trăim, între Germania și România. Ce putem noi pune la punct
aici? Ce lipsește? Pentru că acolo este și marele potențial de dezvoltare. Da. Unde lipsește ceva, cu siguranță va apărea și va fi un lucru de calitate. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce lipsește în România și ce se poate îmbunătăți după experiența, prin prisma experienței din Germania? Păi, în primul rând, primul lucru pe care l-am remarcat când am ajuns acolo, la centrul respectiv, a fost faptul că parcarea era plină de mașini străine scumpe. Inițial am crezut că persoanele sunt vizitatori. Am rămas uimită când am văzut că sunt voluntari. Deci, deși tinerii de acolo aveau o situație financiară foarte bună, se implicau în astfel de activități. Pentru că știau, facultățile de acolo pun accent pe acest lucru și locurile de muncă. Deci dă foarte bine să ai la CV un loc unde ai făcut voluntariat. Și ei știind acest lucru se implică automat. Lucru care la noi cred că de câțiva ani este luat în considerare. Pe de altă parte, sunt mult mai organizați ca și noi. Adică ei când încep un proiect cam știu cum se termină. Un lucru care e foarte important, spun eu. Sunt punctuali, foarte punctuali. Sunt implicați în tot ce înseamnă viața socială, comunitară și așa mai departe. Adică trăiesc ca o societate, se ajută, lucru care este esențial. Asta nu înseamnă că voluntariatul trebuie făcut doar de tineri cu bani, nu-i așa? Nu, dar... De obicei, la noi, de exemplu, dacă ești de la facultate, termini facultatea, de obicei te angajezi și primești un salariu. Lucru care acolo văd că se mai așteaptă sau se poate aștepta. Pentru se că întâmplă este tot mai puțin și la noi. Foarte mulți care termină o facultate. Da, dar cred că nu din voința noastră, ci din necesitate. Nu ne angajăm pe bani, să zic. Adică nu avem noi mentalitatea aceea de a ne implica într-un loc unde putem să avem satisfacția că am făcut ceva. Aici ar trebui să lucrăm. Ce se întâmplă cu mentalitatea noastră și cum poate fi ea influențată? Noi suntem, ne place să spunem că suntem formatori de opinie. Și probabil că foarte mulți oameni se uită la noi și am putea să le schimbăm părerea despre ce înseamnă voluntariatul și implicarea în viața unei comunități. Unde ar trebui să începem? Bine, începuturile au avut loc deja, dar suntem deocamdată la acel parcurs modest în care nu s-a întâmplat, nu există catalizatorul ca să spună toată lumea, bun, acum vreau să fac voluntariat pentru că. Lipsește aici cadrul legislativ, lipsește aici atenția angajatorilor care nu iau în seamă pe cei care au parcurs stagii de voluntariat. Ce lipsește acum, exact din această schemă? În primul rând, cred că lipsesc banii. Pentru că, după cum ai spus și tu, este foarte greu să te implici într-un voluntariat când nu ai un loc de muncă sau când duci lipsa banilor. Cei din Germania nu au această grijă, sau majoritatea dintre ei. Eu cred că este important să se înceapă mai devreme, să spun așa, ca tinerii să se implice în acțiuni de voluntariat. În liceu, de exemplu. Puțin sunt tinerii care atunci lucrează. Cred că asta ar fi prima idee și fiecare în măsura în care poate. Adică sunt activități unde și o persoană care lucrează, un adult, poate să se implice. Avem activități de ecologizare care, de exemplu, se fac sâmbăta. Dacă tot ne plângem că Aradul este murdar sau așa, haideți să dăm o mână de ajutor. Deci cred că asta ar fi. Aradul mai este un loc destul de interesant dintr-un anumit punct de vedere. Aici avem tineri până în clasa 12-a care mai apoi pleacă la facultate în alte orașe. Și pe ei nu-i mai prea revedem. Din cauza asta, probabil că trebuie să schimbați și dumneavoastră targetul spre acea categorie de vârstă de până la clasa 12-a, pentru că studenții de aici nu se implică în viața comunității, probabil că nici nu sunt din Arad, deci nu au o conexiune cu comunitatea și din cauza asta. Dar ce putem noi să facem oare ca să-i ținem pe ei aici? Pentru că probabil există și planuri din astea. Ar trebui să se construiască comunitatea, să fie oamenii să vină înapoi cu plăcere aici. Ce lipsește Aradului din acest punct de vedere? Iarăși, din perspectiva omului care a hotărât să rămână în Arad și să facă ceva pentru comunitate. Da, este clar că nu este ușor să mergi în altă țară. Și eu am avut posibilitatea și chiar după ce m-am întors din stagiul de voluntariat, m-a ținut speranța că și aici lucrurile se vor schimba. Și cred că primii pași s-au făcut pentru că suntem mai descriși spre anumite lucruri față de care era mai reticență acum ceva timp. Cum ar fi și aceste proiecte. Tocmai ideea asta de a participa într-un proiect Erasmus de acest fel poate să-ți dea posibilitatea să vezi cum e în altă țară. Avem să rămânem surprinși că
cei care vin din alte țări la noi spun că la noi este mai bine. Deci acum poate facem comparația cu Germania, care este o țară mai dezvoltată, dar sunt și alte țări unde tinerii ar vrea să rămână aici. Așa că trebuie să dezvoltăm ceea ce avem, eu asta cred. Dacă ne întoarcem la acest program Erasmus și la proiectul Open Mirrors, așa? Da, da. Corect, Open Mirrors, care va fi programul când ajung exact voluntarii și care vor fi pașii? Patru dintre voluntari au ajuns deja de o lună. Urmează să vină și ceilalți patru. Au început activitățile, să zic așa, de introducere în programul Erasmus. Li s-a prezentat modalitatea în care vor primi Youth Pass-ul. În momentul în care vor veni și ceilalți, vor începe activitățile propriu-zise. Deci la început se face o introducere, să zic, în program. Și timp de 9 luni își vor desfășura activitățile. Bine, astea sunt, să zic așa, titlurile mari ale activităților pe care le vor face. Sunt subactivități care vor fi bifate pentru obținerea certificatului de la final. Totuși, vine vara, probabil că vor exista și activități în aer liber, vin zilele Aradului. Includeți în program? Da, sunt incluse, după cum am spus. Ei promovează foarte mult un stil de viață sănătos. Asta înseamnă că promovează sportul, promovează plimbatul cu bicicleta și așa mai departe. Promovează de asemenea sănătatea, vor face un modul de măsurare a tensiunii arteriale. Deci se vor implica în tot felul de activități. Sunt activități sportive individuale sau de grup, cum ar fi fotbalul, voleiul. Cu ce se va alege exact comunitatea aradeană după finalizarea acestui proiect? Noi dorim, după cum am spus și la început, să sensibilizăm aceste licee și nu numai, să se implice în viața comunitară, să zic, în aceste centre cu tineri. Dorim de asemenea să facem mai cunoscut ceea ce înseamnă programul Erasmus. Pot să beneficieze de învățarea limbii, celor patru limbi. Cam astea ar fi beneficiile. Bine, cred că cel mai important este ajutorul și implicarea pe care o vor avea ei la centre. Deci sunt persoane care au nevoie de susținere, să spun, și pur și simplu, de o prezență. Da, nu? Da, da. Este foarte important. Apropo de proiectele de viitor, care s-ar putea să se lege pe termen scurt și cu acest proiect, ce vă mai propuneți la Asociația Educație? Cu ce va continua, să spunem, următorul trimestru sau semestru? Noi mai avem și alte proiecte care se implementează acum. Vrem să le ducem la bun final și dorim și pe viitor să accesăm astfel de proiecte Erasmus, în care să primim și noi voluntari străini, dar să trimitem și din România tineri care vor să meargă în altă țară să se implice în astfel de activități, care au scopul de a ajuta comunitatea, de a-și dezvolta ei abilitățile de comunicare, de a învăța o limbă străină, de a se implica în viața de acolo, de a-și testa limitele la cum rezistă, să spun așa, la o schimbare, cum se pot adapta câteva luni într-o altă țară, cum pot să-și împartă banii încât să se descurce. Deci e o încercare, un prim pas, să zic așa, în viața de adult. Astea sunt grupuri totuși mai restrânse, dar pentru tineri mai mulți, eu știu, acțiuni pe care le veți desfășura, cam care este targetul, să spunem așa. Cum puteți implica mai mulți tineri în activitățile asociației? Da. Noi colaborăm și cu alte asociații din Arad, după cum am spus, și împreună cu ei avem diferite evenimente culturale și de tineret. Balul balurilor, în toate acestea ne implicăm și acolo vizăm un număr mai mare de tineri care să participe la aceste activități, atât ca și public, cât și ca participanți. Deci cam asta ar fi. De aici puteți să vă alegeți și cu viitorii voluntari? Există doritori din cadrul acelor evenimente care mai apoi vin ca și da, voluntari? Da, da. La noi, practic, de la un eveniment de la celălalt, luăm tineri care vedem că vor să se implice. Și în proiectele acestea avem nevoie de mentori și facilitatori care se implică și care sunt alături de voluntarii din altă țară. Ei au nevoie de suport, au nevoie de informații despre țara și orașul în care au venit. Dacă au probleme personale, se întâmplă ca 9 luni de zile să intervină ceva, ei discută aceste lucruri cu mentorii lor. Și acești mentori sunt, la rândul lor, niște voluntari din țară, care vor să se implice, care participă la început, să spun, la un curs în care îi formăm ca și mentori și ca și facilitatori. Și
Aveți cumva și parteneri regionali în acest proiect sau în alte proiecte? Există, eu știu, o rețea a ONG-urilor în țară cu care puteți să țineți legătura? În sau țară vă implicați? Nu, local deocamdată, da. Din ce cauză? Sau deocamdată nu s-au dezvoltat aceste relații sau este imposibil să se dezvolte sau încă n-a fost dorința? Cred că deocamdată vrem să ne dezvoltăm local și în momentul în care stabilim o bază cu ONG-urile locale cu care colaborăm foarte bine, ne putem extinde. Cred că este la început încă ideea asta cu ONG și cu, după cum a spus, voluntariatul, dar nu este o idee rea să ne dezvoltăm pe o regiune mai extinsă. Clar, sunt proiecte, fonduri care se pot accesa și se poate face un schimb între orașe sau cu cât mai mult, cu atât mai bine. Corect. Dacă ar fi acum la final de emisiune să dați un sfat tinerilor care s-au gândit la voluntariat, dar încă n-au făcut acel pas, sau la tineri care nu s-au gândit la voluntariat, dar ați dori să le recomandați acest, nu știu, aspect, cum ați face? Cum sună această invitație spre activități în folosul comunității? Da. Din propria experiență spun că voluntariatul este important pentru că te dă posibilitatea să cunoști o altă parte a ta. Repet, sunt anumite lucruri pe care în comoditatea casei sau doar faptul că mergi la școală și ajungi acasă și ești cu niște prieteni, nu poți să le experimentezi. Este important să vezi cum te descurci tu să planifici o activitate, cum știi să duci la bun sfârșit o sarcină care ți se dă, cum relaționezi cu ceilalți, cum te descurci în anumite situații, intervine anumite obstacole, ca și în orice. Și atunci este foarte important modalitatea în care știi să ieși din această dificultate. Este bine ca toate acestea să se întâmple înainte de facultate, înainte să plece individul în alt oraș și după aceea să se regăsească într-o situație total nouă. Da, tânărul își va da seama că sunt doar puncte pozitive și va sta să se gândească unde a fost și unde a ajuns. Par lucruri care poate un tânăr nu-și dă seama de ele, dar eu, de exemplu, care am trecut prin așa ceva, îmi dau seama că în 3 săptămâni cât am fost plecată, m-am dezvoltat enorm de mult din punctul ăsta de vedere. Un om care muncește, e posibil să mai desfășoare activitate de voluntariat? Dacă dorește, da. Cât e de greu, cât e de dificil în zilele noastre? Eu desfășor și acum, ca exemplu. Da, eu lucrez mai mult de 8 ore pe zi și desfășor și activități de voluntariat. Deci puteți recomanda, liniștit, nu se întâmplă nimic. Da, nu se întâmplă. Da, nu spune nimeni că trebuie să fie în mod constant. Pot să fie doar că sunt niște activități mai semnificative. Am înțeles. Vă mulțumesc acum pentru participare la Pulsul Zilei. Aceasta a fost emisiunea noastră nu doar despre proiectul Open Mirrors, ci și despre aspecte legate de voluntariat. Și sperăm că am deschis ochii tinerilor care sunt interesați să vină alături de dumneavoastră la aceste acțiuni sau altele pe care le veți întreprinde în folosul comunității locale ardene. Mulțumesc încă o dată pentru participare. Dragi spectatori, acesta a fost Pulsul Zilei pentru seara aceasta. Vă dorim un weekend plăcut și nu uitați să rămâneți alături de TV Arad. Numai bine!